de 2004, ministrul justiției era politic. Ei, după 2004, orice ministru este independent. DNA-ul a fost scos politică. Din sfera politică. Nu se mai primesc aceste comenzi politice de la... Ministrul nu este independent. Este din partea unui partid politic. Nu, ministrul justiției este independent. Ca și culoare politică și este același ministru menținut de 3 ani în coadă. Liberal. Nu este liberal, domnul liberal. Cătălin Predoiu. Nu mai e liberal? Țin să vă amintesc că a venit exclusiv din sfera justiției. Dar și-a dat demisia? Fără a fi membru al unui partid politic. Nu a fost niciodată membru al unui partid politic. Asta e percepția oamenilor. Pentru că a fost în guvernul Tăriceanu, oamenii l-au asociat cu partidul. A continuat să fie și în guvernul Boc. A fost un foarte bun profesionist. Datorită profesionalismului. Susținut de Partidul Național Liberal și domnului Lucian Croitoru. Și propunerea domnului Lucian Croitoru. Un paradox. Adică pică guvernul, parlamentul spune: nu-i bun guvernul ăsta, îl dăm jos. Prima dată încă în istoria României. Cine nu s-a pronunțat? A căzut guvernul. Nu, mă referam la guvern. Și totuși sunt nume din fostul guvern. Vă întreb aici, e legal? Ce se întâmplă? Adică pot fi propuse nume dintr-un guvern care a căzut printr-o moțiune de cenzură? Nu există. Cineva spunea că da, pentru că a fost premierul Boc. Demis, guvernul Boc. Iar nicăieri nu există o interdicție de a numi aceleași persoane, dar nu în totalitate. Acum nu știu, nu asta vreau să vă spun în calitate de jurist. Nu există nici constituțional, nici printr-o altă lege organică o interdicție, o incompatibilitate de vreun fel. Cât? Vreo 4-5 sunt din vechiul guvern propuși de Lucian Croitoru sau mai mult? Cei care au excelat în ministerele lor, sigur că da. Aș vrea să mai atrag atenția unor... Vedeți că mai avem doar 4 minute și n-am vorbit nimic de referendum. Deci dozați-vă timpul așa. Aș vrea să mai atrag atenția, apropo de referendum, să nu uităm că datorită domnului președinte Traian Băsescu, astăzi se votează uninominal. Este cel care a propus referendumul, ce a schimbat modalitatea de a vota în cadrul procesului de votare. Deci o altă realizare. El a propus, a venit în sprijinul cetățeanului, a dat înapoi puterea de plină, puterea civică de a alege, i-a returnat-o cetățeanului, de atunci nu se mai aleg liste de partid, de atunci se aleg persoane pe care cetățeanul îl acreditează, îl încredințează cu putere și îl poate și lua la răspundere dacă nu-și face bine treaba. Are nevoie România de un referendum? Da. Pentru că președintele României a ales să-și onoreze toate promisiunile din campania electorală, chiar și trecută, finalitatea și continuarea reformei cu votul uninominal, subliniată bine de colegul meu, va fi Parlamentul unicameral. Câți membri au acum cele două camere și la cât se va reduce dacă poporul va dori? De la 471 de parlamentari, da? Dintre care 334 de deputați și 137 de senatori, se vor reduce la un număr de maxim 300 de parlamentari. Asta înseamnă costurile duble pentru două camere eliminate, mecanismul dublu eliminat, deci simplificarea extraordinară a procesului legislativ, dublu impact, cost minim și simplificarea procesului legislativ. Fiecare parlamentar are în spate o echipă de tehnicieni care cheltuie enorm. E vorba de zeci de milioane de euro anual care vin înapoi la bugetul statului. Domnule Petronel Tanco? Dacă ne uităm la țările nordice, să iau de exemplu Norvegia, are 169 de parlamentari, parlament unicameral. Și Suedia are vreo 50 de milioane de locuitori, dacă nu mă înșel sau nu? Mai puțin are. Statele Unite are 200 de parlamentari. Dar mai multă populație decât România, asta sunt sigur. Statele Unite ale Americii, cel mai mare stat federal din lume, după cum spune colegul, 200 de parlamentari. 200? La ei nu există titulatura de la ei există titulatura de membru al Parlamentului. Sigur, așa se vor numi și la noi, parlamentari. Păi, credeți că Parlamentul Uniunii Europene n-ar fi fost structurat pe două camere dacă s-ar fi considerat că acest lucru este necesar? Ei sunt membri ai Parlamentului. Și de ce numai la 300 dacă SUA are 200? De ce nu la 100? Să reducem numărul. Este maximum 300. Este un prag maxim la 100. Care ne putem opri. De ce? Păi se poate cobori mai în jos de dacă la 300. Dacă poporul vrea 100, dar întrebarea cum va fi pe buletinul de vot? Apropo, vor fi două buletine de vot pentru alegerea președintelui și pentru referendum, altfel da? Altfel nu ar fi un proces vor fi legal. Două comisii sau singură comisie electorală? Singură comisie electorală. Deci cheltuieli mai puține, văd eu. Evident. Da. Circunscripții la fel, clar. Și acesta a fost unice, un considerent. Da? În perioadă de criză nu facem de două ore alegeri. Domnișoară Gea, domnilor, Raul Zanca și Petronel Tanco, eu vă mulțumesc.
timpul a expirat, vă mai aștept și la alte emisiuni. Dacă doriți, foarte pe scurt, câte 20 de secunde fiecare, mesajele de final. Ce scrie pe afișele electorale ale lui Traian Băsescu? Băsescu pentru România. Așa. Invităm toți cetățenii acestui județ să vină la vot, să voteze persoana domnului Traian Băsescu, să vină la referendum. Referendum este absolut important să devină valid. Este pentru binele nostru, al tuturor. Și aș dori să le trasez un mesaj extrem de important pentru noi ardelenii. Avem nevoie de Traian Băsescu pentru că avem nevoie în continuare de ardeleni la guvernarea României. Domnul Traian Băsescu agrează ardelenii la guvernare. A dovedit-o că agrează și s-a dovedit că PSD-ul nu mai agrează ardelenii. Mă provocați din nou și trebuie să las mesajele și celorlalți. Mulțumesc, domnule Șoragea Bolojii, vă rog. Aș chema toți oamenii de bine din acest județ și din această țară să ni se alăture în demersul nostru de modernizare a României. Continuăm reformele și modernizăm România, scoatem țara din criză alături de Traian Băsescu. Mulțumesc, domnul Petronel Tancu. Eu am să fiu mai scurt. Vreau să fac o comparație între Traian Băsescu și ceilalți doi contracandidați. Dacă Traian Băsescu este persoana care ia deciziile, ceilalți doi sunt persoanele care ascultă de alte persoane care le impun deciziile ce le vor lua. Vă mulțumesc tuturor, doamnelor și domnilor. Mai avem o oră de campanie electorală în această seară la ASTV. Alegeți președintele. Le mulțumim celor care nu ne-au copiat și nu și-au pus același titlu de emisiune. Celor care și-au pus acest titlu, le spunem că în județul Bistrița Năsău campania electorală a început la ASTV. La celelalte posturi a început puțin mai târziu, deci nu știu dacă e bine să apară același titlu la toate televiziunile, știm că se întâmplă și nu mi se pare corect. Alegeți președintele, urmează un alt partid, veți vedea imediat după puțină publicitate cu cine vom sta de vorba. O seară bună până atunci, gândiți-vă să nu renunțați la telecomandă și să lăsați aici, pentru că veți vedea și programul unui alt partid pentru care îl va susține pe un alt candidat. Toamna bucatelor de la Jupunul 13, 14 și 15 noiembrie. Agroinvest te invită să vizitezi și să cumperi cele mai gustoase bucate de la Jupun. În piața agroalimentară Decebal vor încinge petrecerea frații Spânu, anunța Botofelea și Mirela Petruș, în fiecare zi de la ora 15. Bucate alese și vin fiert, surprize din partea casei. Participă la cele mai îndrăznețe concursuri, mănâncă cu poftă cât mai repede. Încârnați lung de 2 metri, bea cele mai multe pahare de bere sau vin, în numai 30 de secunde și vei primi o sacoșă plină ochi în bucate. Toamna bucatelor de la Jupun, 13, 14 și 15 noiembrie, piața Decebal. Mirebon, dotări complete pentru examinarea pe calculator. Mirebon, școlarizare pentru toate categoriile. Mirebon, cel mai avantajos raport calitate-preț. Mirebon, laborator psihologic performant. Mirebon, profesionistul pregătește profesioniști. Detalii pe www.mirebon.ro. La Mirebon continuă sezonul reducerilor. Înscrieți-vă și beneficiați de reduceri de până la 20%, iar pentru elevi și studenți, reducerile cresc. Cel mai mic preț din județ, cel mai mic preț la mobilier. Eckert Impex, importator direct de mobilă poloneză. Eckert Impex, calea Moldovei 15D, ala galbenă. Eckert Impex, acum o gamă nouă de dormitoare, sufragerii, bucătării și tapiserii. Prețuri negociabile, calitate poloneză, deschidere și consultanță de specialitate și mai ales amabilitate. Eckert Impex, mereu cu ceva nou, mereu surprinzător. Minutul prețios la Casa Bistrițeană. În vâlva vieții zbuciumate găsim răgaz doar pentru momente de relaxare, curate când și când. Cele mai proaspete preparate culinare, pizza și deserturi. Servire rapidă din vitrina caldă a meniului pe care îl doriți este rețeta succesului nostru. Punem preț din ce în ce mai mare pe serviciile rapide și produsele la pachet. Cu noi, angajatorii care își respectă salariații cu care lucrează îi recompensează și cu o masă caldă și gustoasă. Bufet suedez și prepate calde savuroase și variate în diverse locații și pentru orice tip de evenimente. Casa Bistrițeană. La noi minutul prețios.